Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem ce mesaj avem de la persoana noastră iubită pentru noastră în funcție de varianta pe care o veți alege în mod intuitiv și anume varianta numărul 1, cea cu acest Buddha și varianta numărul 2, cea cu acest Buddha. Dacă nu ați avut timp suficient de gândire, vă rog să puneți pauză pe videoclip, să reveniți după ce ați decis ce variantă ați dori să alegeți. Haideți să începem, mă scuzați, cu cei care ați ales varianta numărul 1. Să vedem ce ar dori persoana noastră iubită să vă transmită. Primul mesaj, meriți pe cineva mai bun. Probabil că acesta este pretextul pe care l-a folosit pentru a se îndepărta de dumneavoastră, pentru care pe altcineva. Ai atât de multe opțiuni. Probabil că vă vede o persoană plină de calități și de aceea cu siguranță știe că aveți mult mai multe opțiuni. Poate chiar de aceea se gândește că meritați pe cineva mai bun. Aștept un semn de la tine, poate sunteți separați și ar dori să reluați comunicarea, să știe ce mai faceți. Am nevoie de tine. Nu este momentul potrivit acum. Probabil că nu este momentul potrivit pentru a avea o relație, fiindcă este implicată în altă relație această persoană. Ai foarte multă putere asupra mea. Probabil că s-a îndrăgostit de dumneavoastră fără să vrea, practic, această persoană. Nu știu să-mi exprim sentimentele. Îmi place când mă tachinezi. Îmi place să îmi spui că ai nevoie de mine. Iată, deci această persoană are nevoie de dumneavoastră, dar îi place să știe că și dumneavoastră aveți nevoie de dânsa. Se pare că simte că dumneavoastră o dominați foarte mult pentru că sunteți o persoană plină de calități, cum spuneam, și se simte inferioară dumneavoastră această persoană. Probabil că este teamă să nu o părăsiți. Am realizat că te iubesc după ce te-am pierdut. Da, acest lucru este adevărat. Nu a știut să se poarte frumos cu dumneavoastră cât ați fost împreună și acum regretă. Să vedem bilețele iubirii ce părere au de această situație. Ascultați intuiția. Deci, iată, ascultați-vă inima și intuiția pentru a lua o decizie dacă să mai rămâneți cu această persoană sau nu, în cazul în care nu v-ați îndepărtat deja de dânsa. Vindecare. Imaginați-vă pe dumneavoastră și pe cei dragi înconjurați de lumină. Simțiți cum relația noastră se vindecă chiar în acest moment. Deci, iată, este posibil ca în curând să ajungeți să comunicați cu această persoană, să clarificați situația și să decideți ce aveți de făcut mai departe, iar în felul acesta vă veți simți foarte eliberați, vindecați, practic, în cazul în care v-ați simțit răniți în această relație, veți clarifica situația dintre dumneavoastră și această persoană și vă veți simți eliberați și mult mai liniștiți. Veți simți că aveți inima împăcată. Validare. Iată, deci această persoană, exact cum spunea și dânsa, și-a dat seama că a pierdut o persoană plină de calități, o persoană foarte importantă din viața dânsei. Și vă va comunica în curând acest lucru, faptul că regretă că v-a pierdut. La ce trebuie să renunțați în acest moment pentru a fi mai fericit, fericită? Trebuie să renunți să te mai concentrezi prea mult pe viitor. Ești atât de pierdută în detaliile viitorului încât sufletul tău este încărcat de stres, de griji și de visuri încă neîmplinite. Încearcă să înveți să trăiești în momentul prezent pentru că aici și acum se întâmplă viața ta. Alege fericirea de azi în detrimentul celei de mâine. Ce frumos! Iată, deci bucurați-vă de clipă,
de momentul prezent, de tot ceea ce este frumos și bun acum în viața dumneavoastră. Bucurați-vă de compania partenerului în cazul în care ajungeți la un numitor comun cu acesta și decide să fiți în continuare împreună. Nu vă mai criticați, reciproc încercați să vă înțelegeți unul pe celălalt. Nu lăsați teama să stea în calea fericirii dumneavoastră. Da, toate aceste temeri, toate aceste gânduri negative, teama că nu va fi totul așa cum vă doriți, nu este ok, trebuie să le lăsați în urmă, să le dați deoparte din mintea dumneavoastră și să vă gândiți că totul va fi bine, pentru că, iată cum spunea și acest bilețel, alege fericirea de azi în detrimentul celui de mâine. Este păcat să stricați momentele prezente cu gânduri negative, gândindu-vă că în viitor ceva nu va fi așa cum vă doriți dumneavoastră. Ce trebuie să faceți pentru a avea o relație mai armonioasă cu partenerul? Fiți creativi, investiți energie și pasiune în relație. Renunțați la prejudecăți. Sufletul noastră pereche poate să nu corespundă cu așteptările dumneavoastră. Da, iată, poate că nu corespunde standardelor dumneavoastră, poate de aceea și această persoană se simte inferioară dumneavoastră, fiind o persoană înzestrată cu foarte multe calități. Dumneavoastră aveți pretenții de la partener, se ridice la înălțimea așteptărilor dumneavoastră, dar iată, ar fi bine să renunțați la prejudecăți, pentru că sufletul nostru pereche s-ar putea să nu se încadreze exact în tiparele dorite de dumneavoastră și totuși să reușească să vă facă fericit, fericită. Pentru cei singuri, un mesaj, weekendul îți poate aduce oportunitatea de a întâlni oameni noi și interesanți. Nu se știe niciodată care dintre ei poate deveni dragostea vieții tale. Oh, ce frumos! Iată, deci în acest weekend se poate să întâlniți, în cazul în care ieșiți mai mult cu prietenii, ieșiți să vă distrați cu aceștia, este posibil să întâlniți o persoană foarte interesantă care să vă stârnească interesul din punct de vedere sentimental și care ar trebui să fie afirmația noastră pentru a fi mai fericit, fericită. Sunt aici acum. Îmi umplu sufletul cu energie pozitivă și trăiesc fiecare clipă cu zâmbetul pe buze, pentru că știu că Universul îmi este alături și are grijă de mine pe acest drum. Ce frumos! Iată, deci zâmbiți mai mult, fiți cu inima largă și fiți convinși că totul va fi așa cum vă doriți dumneavoastră. Totul o să iasă bine până la urmă, dar trebuie să aveți răbdare. Și haideți să vedem pentru cei care ați ales varianta numărul 2. Ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră? Chiar dacă fizic nu suntem unul lângă altul, spiritual suntem uniți. Hai să ne distrăm. Oh, ce frumos! Foarte frumos îndemnul. Nu vreau să stric tot ce este între noi, dimpotrivă, se pare că vrea să repare în cazul în care a stricat ceva ce este între dumneavoastră și această persoană. Nu credeam că mă voi simți atât de vulnerabil, probabil în cazul în care se separa se simte rănită și tristă această persoană fără dumneavoastră. Nu îți pierde încrederea în mine. Deci exact cum spuneam, încearcă să îndrepte lucrurile dintre noastră și dânsa și încearcă să facă relația să funcționeze. Îmi place să recitesc mesajele de la tine. Da, pentru că încearcă să găsească o soluție pentru a vă înțelege mai bine. Ești tot ce îmi doresc, ce frumos! Ne aparținem unul la altuia, iată, consideră că vă potriviți foarte bine, vă completați reciproc. Te rog să nu mă rănești. Iată, în cazul în care nu veți accepta să mai fiți cu această persoană, se va simți foarte rănită fără noastră. Îmi place umorul tău. Deci îi place foarte mult compania dumneavoastră, vrea să petreceți cât mai mult timp împreună, să vă distrați, să vă simțiți bine. Să vedem bilețelele iubirii ce părere au despre această situație. Fiți înțelegători. Iată, poate ar fi bine să fiți mai înțelegători cu această persoană pentru că are intenții bune și frumoase. Transformare. Legătura între dumneavoastră și partener va deveni în curând mai profundă. Wow, ce frumos! Foarte frumos mesajul.
Liniște, iată, vă va aduce foarte multă liniște, foarte multă împlinire sufletească această relație. La ce trebuie să renunțați pentru a fi mai fericit, fericită în acest moment? Trebuie să renunți să mai trăiești în trecut. De ce îți faci rău singură și ai ales să trăiești acolo unde nu mai există nimic? Nu îți mai hrăni sufletul cu ce s-a întâmplat. Nu te mai întoarce acolo unde încă doare. Închide ușa trecutului și îndreaptă-ți atenția asupra vieții de acum, asupra prezentului tău. Ce frumos! Dar bineînțeles, trebuie să închideți ușa trecutului și să priviți cu optimism, cu calm spre viitor. Oferă înapoi, iată, probabil că această persoană merită să îi oferiți atenție, iubire, afecțiune, pentru că și dânsa va face, cel puțin dacă nu a făcut-o până acum, acest lucru cu dumneavoastră. Mă scuzați. Ce trebuie să faceți pentru a avea o relație mai armonioasă cu persoana dragă? Nu îl presa pe partenerul tău. S-ar putea opune și puteți ajunge chiar la finalul relației. Iată, deci trebuie să abordați situația cu calm. Exact ce spuneam și mai devreme. Deci nu încercați să presați, să forțați lucrurile, luați-o pas cu pas. Iubește-te în primul rând pe tine, da, respectul de sine vă face mai atractivi, asta este clar. Trebuie să aveți grijă de dumneavoastră în primul rând. Pentru ce singur un mesaj? Gândește-te bine ce vrei de la un potențial partener și caută acele persoane care să ți se potrivească. Altfel îți irosești timpul doar ca să nu zici că ești singur. Iată, deci nu mai petreceți timpul cu persoane nepotrivite, cu persoane care nu vă fac fericit, fericită. Încercați să găsiți partenerul potrivit, nu renunțați la așteptările noastre de la partener. Și care ar trebui să fie afirmația noastră zilnică pentru a fi mai fericit, fericită? Mă bucur de fiecare zi din această săptămână. Mă bucur de momentele în care sufletul îmi zâmbește și inima îmi este fericită. Mă bucur de clipele în care iubesc și sunt iubită. Mă bucur de tot ce mi se întâmplă. Oh, ce frumos! Super mesajul, iată! Foarte frumos! Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă doresc o zi minunată în continuare, vă aștept cu mult drag pe viitor și la revedere!